Pe de altă parte, o zi colorată poți să-ți o faci și în bibliotecă. Acolo poți să citești și nu doar. Asta vreau să zic. Acum la bibliotecă nu doar mergi să citești sau să iai cu împrumut cărțile. Acum ai posibilitatea să mergi la bibliotecă, să faci yoga, da, să asculți muzică, da, să dansezi, mm-hmm, să cânți. Știi cum erau cercurile alea de distracție înainte? E un centru comunitar. Bibliotecă, da. Centru comunitar unde se întâmplă lucruri. De câțiva ani pe timpul asta se întâmplă la club, adică în clubul Casa de Cultură. Acum un pic s-a schimbat. Acum e altfel. Despre ce este vorba și în ce constă acest proiect Novateca? Uh-huh. Aflăm imediat, mergem în Manta. Eu merg la bibliotecă. Astăzi ne vedem la biblioteca din Manta, raionul Cahul. Aici, datorită proiectului Novoteca, persoanele cu dizabilități nu se mai simt cumva marginalizați. Ba dimpotrivă, sunt puși în valoare. Aici, la bibliotecă, în fiecare vinere, tinerii vin, se întâlnesc, fac activități. Responsabili de activități sunt practic toți oamenii din sat. Într-o zi vine părintele, în altă zi vine polițistul, în altă zi vine profesorul de la școală, medicul. Toată lumea vine și este implicată și dorește ca acești tineri să fie socializați, să devină cetățeni activi ai comunității Manta. Activitățile sunt diferite, dar toate înseamnă socializare. Îmi place să vin să mă întâlnesc cu prietenii. Dar cine este ce prietena ta, cea mai bună? Jana. Doar 5 luni de zile de când este lansat proiectul au fost necesare pentru a vedea rezultate. Acum fiecare dintre beneficiari știe să confecționeze banale felicitări sau chiar să scrie demersuri la primărie, dar cel mai important, știu că lumea e și a lor. Am observat că Igor foarte mult iubește îmbrățișările. El pe toți aici ne întâmpină cu îmbrățișări și cu iubire. Organizatorii speră că și după ce se va încheia proiectul la Manta, va continua tradiția lucrurilor cu adevărat frumoase. O idee absolut fantastică, superbă, mai ales la țară, acolo unde sunt foarte puține activități, oamenii sunt amărâți, e foarte complicat la țară în zilele noastre. Uite, eu sunt născută la țară, mă duc la părinții mei și realizez că noi nu ne gândim ce se întâmplă anume mediul ăsta rural. E bine că se formează câte un astfel de nucleu în fiecare localitate. Grație proiectului Novateca. Noi luăm reclame și revenim cu știri.